gură, dar stau în neapăsare, zice Domnul, și am să le iau trâmpița, zice Domnul, dacă nu se vor hotări anul acesta să lucreze cu mine. Mai las un an de îndurare, dar pe la jumătatea vremii, zice Domnul, au să vină încercări mari peste poporul meu. De legământe, zice Domnul, stavera glaidio de braiot, stiver de multe glaidiot, de aceea strig, zice Domnul, apropiere de mine, strângeți rândurile, că nu mai este mult și voi veni să-mi ridic mireasa și vreau ca prin cei care vor fi ridicați de Duhul meu să vă numărați și voi. Stavena glaidio de primot, voi străjerge mena glaidio de braiot, care v-am dat trâmbița să lucrați, când vreți să vă hotărâți pentru mine. Stavena glaidio de priot, încercați să vă jucați cu mine, dar iată, eu sunt un Dumnezeu gelos. Și mena glaidio de priot, și mustru pe cei care jemena glaidio de braiot, nu trăiesc în o rânduială. Stalagodementa laidio de priot, și trimit pe diavsa mea. Stavena multe glaidio de priot, de aceea hotăriți-vă jemena glaidio de braiot, cât mai este timp să lucrați, zice Domnul, împreună cu mine, la mântuirea multora, zice Domnul, de multe ori din pricina voastră, că voi nu trâmbițați, zice Domnul, îmi împiedicați lucrarea mea. Vă spun lucrul acesta pentru că mulți, zice Domnul, nu înțelegeți, dar iată, prin lucrul acesta împiedicați lucrarea mea și înaintarea Evangheliei. Stavena glaidio de priot. Amin. După aceea s-a îndreptat spre străjeri. Zis Domnul așa, că a zis că dacă străjerii care Dumnezeu le-a pus trâmbița în gură vor tăcea, cum au făcut și până acum, au zis că anul acesta nu mai este un an, și așa primem din partea lui Dumnezeu, că nu mai este un an care să leie și lucrarea, că îi lucra sau nu îi lucra, lucrii numai când vrei și când îți place, când îți pică bine. Nu, au zis Domnul, nu așa. Au zis Domnul că străjerul trebuie să stea la postul de veghe și să vegheze și să trâmbițeze ceea ce Dumnezeu vrea să trâmbițeze. Pentru că de multe ori Dumnezeu vrea să trimite un mesaj și străjerii tac. Și își iau trâmbița de la gură. O zis Domnul că dacă își iau trâmbița de la gură, Domnul are să le iei trâmbița de la gură străjerilor. Și o zis că o va da la cei care vreau să lucreze. De aceea o zis Domnul că de la jumătatea vremii, nu știu, de la jumătatea vremii o zis că încolo, o zis că vor fi niște vremi, vor veni încercări foarte mari peste poporul Dumnezeu. Este copilul Dumnezeu. De aceea au zis că încă nu-i târziu, că primem așa din partea lui Dumnezeu, că ostașul, când se duce la luptă, deci nu se înarmează atunci când e gata să se ducă și să se antreneze, atunci când e gata să se ducă în luptă. Prima dată trebuie să se antreneze ca să poată să nu fie lovit și omorât pe teren. Tot așa și noi, o zis că și străjerii trebuie ca să trâmbițeze, ca să spună poporului, ca să știe poporul să se înarmeze și să se pregătească.